Văd că avem modelul pe potrivă. Îmi vine în minte: cine te-a făcut pe tine, Tudorițo nene, așa înaltă și subțire, Tudorițo nene. Hai să vedem. Deci uite, te preîntâmpim din start. Dacă alegi o activitate diametral opusă din ceea ce poate să facă Sergi, asta înseamnă să aleagă o ținută pentru o domnișoară. Eu sunt adeptul unei rochii, sau cred că o fată în fustă în ziua de astăzi este o raritate. Ținuta mea nu este neapărat cea corespunzătoare, dar aș vrea o ținută pentru ea ca să mergem așa la braț și să zic: uite, ce frumusețe de fată, ce frumusețe de fată am alături. Și sunt toate șansele să se întâmple chestia asta. Asta prea așa de coșofană. Nu-i așa, îmi pare. Cerința mea pentru fustă este să fie un pic mai jos de genunchi. Dacă asta e realizabil aici, încercăm. Ar fi preferabil așa să și corp, știi? Fustă. Un pic așa în maniera lui Sergi, mai dochita de la țară, dar... Deci nu la tine se referă, la gusturile mele. Cu mințuică, femeie cu mințuică, așa. Da, păci că ești alu' pregă, sunt jasne. Ne salvează această pereche de cizme. Chiar dacă avem o simplă bluziță, cred că o să ne salvăm pe faptul că aici există toc, da? Și dacă sunt cizme, repet, foarte bine într-o localitate rurală să ai și o protecție anumită, că pe urmă o să trebuiască să îngrijesc de picioarele fetei care m-au însoțit la un eveniment. Chiar sunt adept faptul că gentuța trebuie să fie mică. Mic, așa încât oricare bărbat se minuniez de unii într-o geantă așa micuță, în cap o grămadă de lucruri. Întrebarea este: negru sau maro, spun români? Maro. Așa, avem pantofi așa. Gentuța, noi cred că o să vizăm pentru gentuță neagră. Olga spune că sunt primul care a sugerat să o conducă doar până la cabină, nu și să intre înăuntru. Așa, Sergi, cu mințel de felul lui. Succes îți urez! Păzăm, nimeni nu intră aici. Veseli, dragă fetiță, o să-ți iau fustă pestriță, ca să crape lumea în sat, măi, și o năframă mătăsoasă, ca să fii cea mai frumoasă și mai mândră în satul meu, tot acolo. Nu vrei să-mi închizi fusta din spate? Da. Și să refuz, nu pot să refuz. Băi, dar nu filmă chiar tot. Iată o ținută de domnișoară care îți permite să ieși cu ea cu mândrie, să o arăți întregii luni. Dar uitați-vă, e toamnă. În mod surprinzător se asortează și chiar cu felul ei de a fi. Uitați-vă și părul și maniera ei de a se ține este extraordinar. Improvizare maximală. Deci ne cepnim de eclectic maximal, adică multe stiluri, multe asortări. Nu ne referim la nivel cromatic, ci la nivel stilistic. Dacă mi s-ar oferi posibilitatea să schimb ceva, am spus că aș îmbla un pic la încălțăminte. Încălțămintea e foarte faină și din punct de vedere cromatic și stilistic, dar încă o dată mai spunem că nu se asortează ținutii dat. A fost o experiență pentru mine, astfel de lucruri se întâmplă la televiziune și asta e chiar interesant. La capitolul creativitate, un 7. Din punct de vedere cromatic, exact același 7. Și respectiv, la nivel de asortare, chiar un 6. Hai să schimbăm hainele și să vedem cât costă ele. Și începem cu... Începem cu pantofi. Mică, ți-o mergi și l-a dezbrăcat.